Hai, mai să, să ne uităm la nemți. Acum un preambul pentru YouTube. Uh, poftă bună! și pe mine, vă rog, cu screenshot la povestea lui aia inventată cu vameșul care l-a lăudat că a scris o carte despre Trump. vreau să o citesc. C uneori mi se face dor de aia și vreau să mai citesc încă o dată. Azi în Detroit, la intrarea în Statele Unite, ofițerul de la Vama. So, you wrote a book about our president? Yes, sir, I did. So, do you like him? Yes, sir, I do. Then I like you too. O zi superbă tuturor. Și apoi Ce toată vama a aplaudat. Oaie. Then I like you too. <laughs> o mare fantezică e cu vame și din Ate. Dar o să vedeți că este un light motiv asta fanteziile cu bărbatul în uniformă. Yes, sir, I did. Uh, am alegat prin aeroportul București, așa, să mă întorc pe București. Când toți pasagerii poartă mască, îți rămâne doar să citești oamenii, nu prin mușchii feței, ci prin expresivitatea privirii. Mi-a atras atenția un bărbat solid, înalt, cu ochii albaștri. Era singurul care citea. Înghesuit printre scaunele unui Airbus Când m-am dus la baia am aruncat o privire și am surprins un titlu de capitol despre Hugo din Saint Victor Plus niște note de subsol cu trimitere la colecția Patrologia Latina, abreviată PL A zis A zis nu l-am deranjat pe demnul pasager, dar la aterizare așteptând bagajele la zgomotoasa bandă din otopeni, mi-am permis să-l felicit direct în limba engleză. Tipul musculos nu era, mai nu, din nou, tipul musculos nu era un anticar, nici un bătrânel bibliofil, nici profesor de istorie medievală. Nu! Era un ofițer al armatei americane, lucrând la aeroportul Mihail Cogălnicianu nu uniform, mă bărbați în uniformă, în cu ochi albaștri, solidi. Asta e un bărbat solid. Ce citeați în avion? L-am întrebat curios și timid. Sir, what were you reading? what <laughs> oh, are you reading? <laughs> Ce scuze? <laughs> ce scuze, este foarte amuzant acest timeline, nu ce scuze. Uh, L-am întrebat cu greu Era cumva Etienne Gilson? Nu, zice el. Istoria filozofiei de Frederick Copplestone. L-a și contrazis. I-a și subminat autoritatea, vedeți voi? Vedeți voi, prieteni? i și subminat autoritatea intelectual, deci este un bărbat musculos, frumos, merg la sală, armată, uniformă, bam, bam, bam. Și I a și subminat uh, intelectualitatea. Da, I just wanna be dumbed. This is a love story, nu pot zice altceva, da. Am apucat rapid să-i vorbesc despre Dionis, Dionisie Areopagitul, Eriugena, Meister Arcard și Clubul Marilor Cărți, puțină reclamă în povestea homoerotică, și Clubul Marilor Cărți, unde dezbate în cărți în limba lui Shakespeare, în limba lui Shakespeare, dezbate cărți în limba lui Shakespeare, Uimit, Scott mi-a mărturisit și el, mândru și aproape extatic, că fiicele sale, încurajate de o mamă franțuzoică, studiază greaca și latina. Ah, e căsătorit. De fapt, măi, this makes it even spicier. Bagajele au venit prea repede și ne-am despărțit. Mi-a încălzit inima toată povestea și pantalonii. Nu totul e pierdut, prieteni, e o săptămână frumoasă. Efectiv, zice aici pagina asta, băi, cum să condenseze atâtea invenții într-un text atât de scurt, e chiar fenomen. Tu să săracele fete de învață greaca și latină? <laughs> Era un ofițer al armatei americane. efectiv, e, e, sentimentul pe care îl are fiecare dintre noi. Și că ați observat că pe aeroport tensiunea sexuală crește, for some reason. Și că și memele alea cu the sexual tension between you and someone your age at the airport. asta e, astea, e... E fantezia la aeroport. Și asta ce e, că nu-l știam. Hai să-l citim totuși. Uh. Era iarna anului 2014 și participam la un coloc organizat de Universitatea Francisco Marocin din Guatemala. Un loc minunat, rupt din rai. Am trăit atunci o întâmplare neverosimilă. să în soa cu un zbor British Airways în Miami. După vreo 15 ore de zbor am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe. Iată dialogul meu purtat cu un simplu vameș american. Deci asta e altă poveste cu un vameș separată de aia. El vorbește constant cu și aia care sunt, hai, ia, astea, dă-te în gâtul, mă, pleacă mai repede, să nu te mai văd. El la povești cu toți vameșii ăștia. Întrebarea mea e cum a știut acel vameș că a scris o carte despre our president. So, wrote a book about our president. Is that right? Yes, sir, it is. <laughs> Hello, sir. What brings you here? Ce faci, bă? Why? <laughs> Băi, why? Hello, sir. What brings you here? Zice tânărul polițist. Chipe și bine făcut din nou. Coaie! Ăștia sunt toți chipe și bine făcuți în fanteziile lui Neamțu. Let's Mereu sunt oameni în uniformă, chipe și bine făcuți. Nu știu cum dacă să face. Sunt în tranzit, spun eu, spre Guatemala. Spre Guatemala. Aha, ce profesie aveți? Cărturar, dragă domnule! <laughs> ce profesie aveți? Întreabă Cordial Santino, dacă i-am reținut bine numele omului în uniformă. Dascăl de filozofie, zic eu sec, puțin temător. Dascăl de filozofie Can I get some pussy? cum dascăl? Cum zici, cum zici dascăl în engleză dacă nu teacher? No, 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 shut the fuck up Bro, shut the fuck up No, 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 this, this ain't real Deci, atenție Ce profesie aveți? Ce profesie aveți? Dascăl de filozofie, zic eu sec puțin temător Știu că nu știu nimic Replică scurt vameșul Socrate, adaug timid Bro, this is a fanfic. Holy shit! Era nivelul de Tumblr, E la nivelul de Tumblr, știu că nu știu nimic replică scurt vameșul. Socrate, adaug timid. Pushes you to the wall. <laughs> Quoi, this is amazing! Holy shit, de ce nu știam asta? Da, zice el, vameșul, atenție! Băi, 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 băi. Atenție, vameșul, care iarăși îl domină intelectual. Da, Socrate însă citat de Platon. I-am citit Republica, spune Santino. Dar nu-mi plac... Măi, 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 Dar nu-mi Bă, oaie. Măi, ai găsit toți vamii și bine făcuți pasionați de filozofie. Vă rog frumos. Deci Santino continuă. Nu-mi place idealismul și utopia, adaugă el, pentru că ide idealiștii produc dezastre în istorie. Comunismul a început de la fabianism, nu? De-aia iubesc pe Nicolo Machiavelli și pe Edmund Burke. Erau atenți la natura umană, nu o idealizau. Pe mine nici mă salută la vamă uneori. Mă vă dați seama acest, dialog a fost purtat într-o vamă în aeroport? Ăia unde zic bună ziua, unde mergeți la revedere? is amazing. I sort of fucking God. It's fucking amazing. Comunismul a început de la fabianism, nu? Well, man! That's why I love Niccolo Machiavelli and Edmund Burke. <laughs> yeah, yeah, brother. <laughs> I love Mr. Machiavelli. nu? deci nu pot să trec pe This is insane. Deci nu știam asta. Holy fuck. E mult mai bun ca ăla cu Vameshu, cu Trump. Man, I love Niccolo. He's my best friend. By the way, I'm Santino. Îl privesc cu imit pe tânărul Ian. Da, bro. Da, bro. Îl privesc cu imit pe tânărul Iancheu. Tânărul Iancheu. <laughs> Îl privesc cu imit pe tânărul Iancheu. Dragă, dragă Iancheu. <laughs> și tu, la fel ca și mine, ești pasionat de o materie și anume de filozofie. Asta e de fani la fanteziile astea și la, la ce aberează domnul Neamț aici, că cumva ăia sunt în niște poziții de... Ei tradițional sunt proști. Vameși, All that. Sunt proști Sunt proști în, în fantezia lui Sunt deștepți Și citesc la fel ca și el Filozofie Delegeți voi Și nu că citeți filozofie Îl și uh, domină intelectual Pentru că asta e la finalul zilei Vedeți voi? Asta e la finalul zilei Că e clar că îl domină fizic Dar pentru el asta nu e atractiv Nu e destul de atractiv faptul că îl domină fizic să-l domine și intelectual Înțelegeți dumneavoastră Bine, acum lăsând gluma la o parte Nu vreau să, în mod evident, nu asimuiesc eu Orientarea sexuală a domnului Mihail Neamțu Doamne ferește Doar că e funny Adică e atât de evident că This is a fucking bullshit story Și că nu e nimic adevărat de aici. Dar, știi că asta e gen de ce inventa cu atâtea detalii, Deci și cu tema asta recurentă a omului în uniformă puternic care te domină intelectual. Again, conversația de la vamă, deci conversația de la vamă de 5 minute. Era coadă în spatele ăstora. Hai, domne, nu mai flirtați acolo! Avem, trebuie să în Guatemala! Îl privesc cu imit pe tânărul Iancheu. Îmi crește inima de fericire. Un vameș care nu-mi cere șpagă, ci îmi dă referințe bibliografice. E să de câte ori ți-a cerut în aeroport? Vreau să știu. Coada din spatele meu era lungă și unii turiști se uitau perplex la discuția noastră purta... Bă, jur că n-am citit. Purtată la intrarea pe teritoriul Statelor Unite. Superbul check-out ideologic continuă încă vreo 3 minute. Bro, shut the fuck up. Bro, shut up. Doamne, ce mincinos. Oh my god. Cum să minți, frate, în hală? <laughs> Măi, deci, deci, vă voi înțelegeți. Era la vama acolo la pașapoarte unde te cheamă. Bună ziua, bună ziua, ia să vă, deci să uită. Deci asta e. Bună ziua, am scanat. Și el acolo a stat, deci el zice că a stat trimite după asta, deși această conversație deja a durat un minut. Asta 5 minute la discuții cu Vameș și mai vă înțelegeți? Asta 5 minute la discuții cu Vameș și în aeroportul din, din Miami. Santino spune că trebuie să fim tratați egal prin lege, deși nu ne-am născut egal de la natură. A, deci Santino e stângist. Îmi reamintește că fiecare organ al corpului omenesc are o funcție și că, Paulin vorbind, inima nu se poate revolta împotriva capului, nici mâna împotriva picioarelor. E loc de diferență și cooperare. Apropo de Burke, zic eu pentru că răul să triumfe în vremuri de criză e suficient ca oamenii buni să stea deoparte și să nu facă nimic. Santino înflorește și el la față. Cool, man! Congratulations! Efectiv, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. I can't believe this. Cool man, congratulations. Proceeds to speak Romanian. Cool man, congratulations. Yo, can I kiss you now? Mike. Can I call you Mike? Cool man, congratulations. I just read Niccolo Machiavelli. <laughs> this, this is amazing. Holy Fuck. Cool, man, congratulations. Ce că ai citat cel mai cunoscut, ce, efectiv, e, e, de cel mai cunoscut citate din Worldwide. Ce n-a văzut citatul ăsta pe undeva? Probabil pe o poză, de-aia a citat de Einstein. Ce n-a văzut citatul ăsta pe undeva? Oh, cool, man, congratulations. You saw this quote on Instagram. Taica mi a fost un mare anticomunist scârbit de ororile din Cuba. Am vizitat și eu ororile din Cuba, gen acces la healthcare. Am vizitat și eu este Europei și am văzut cât e de greu să scap de sechelele trecutului. Deci, pe lângă că este un, nu, deci este un vameș chipeș care e pasionat de filozofie, care îl domine intelectual pe Michi Neamțu, care îi știe referințele înapoi lui Michi Neamțu, care este anticomunist și care a și vizitat este Europei, în Miami, el lucrând în Miami. Clasicul american care a vizitat estul Europei. Sunt atât de mulți americani care vizitează estul Europei, care nu vine aici să fure, ci vine să observe cât de greu e să scap de sechelele trecutului. Dacă zici că ai citat at atât de multe cărți, cum le citit tu așa cu degetul? Cum poți să inventezi în halul ăsta de prost, man? să de compuneri atât de proaste? Că zice că a citit uh, ficțiune, adică nu e de ca a citit non-fiction toată viața și... Zice că a citit ficțiune, cum poți să inventezi atât de prost? Da. <laughs> traficantul de droguri de la coadă cu jumătate de chil de coca în cur, cu curul strâns așteptat să a să termine așa de flirtat. <laughs> This is amazing, holy fuck. <sighs> <laughs> cu o nemărginită încântare mi ne am dat toate degetele la amprentat. Înc el încă nu și-a dat degetele la amprentat, vă înțelegeți? El încă nu și-a dat degetele la amprentat. Am zâmbit călduros și am promis lui Santino că vom duce mai departe lupta tatălui său. God bless America! Doamne. Toate degetele l-am împrântat. Doamne Dumnezeule mare și ai zice că e ceva de demult, dar nu e din 2021. Exercițiu de imaginație <laughs> și el zice viața bate filmul. <laughs> Bă, face totul lumea mișto de el în comentarii e? Când am fost în California Am avut o discuție revelatoare Despre situația geopolitică a României Cu un vagabond Din ce romul era mai educat de decât așa zisii politicieni de la noi Nici eu nu mi-am numele lui Că dădeam un follow de ei și lor mărea pe el că fac așa mișto de el. 2021. Măi, oameni! <laughs> Tădeam am follow de aici. Ce nu mergem pe el? Altul. Deci frecați menta pe timpul altora care așteptau la coadă ca să pălăvrăgiți despre comunism. Păi dacă vă plăcea capitalismul cu adevărat, mai știați și citatul ăla cu Time is Money. Plimbați ursul, domnule! Oh my god, face toată lumea mișto de el în comentarii. Și marmota învelea ciocolată în staniol. <laughs> Mici, măi, toată lumea face, își bate, nu pot să cred. Mici considerații lingvistice. Inventatul personaj Santino, Sfințișorul în traducere, poartă un nume italian și sunt doar 2340 de italieni în Cuba, dintre care cei mai mulți au oricum prenumele spaniole. Șansele ca povestea să fie reală au scăzut acum sub mortalitatea gutu gutugaiului. Ah. <laughs> măi, dacă cum își bate... <laughs> cool story, bro! <laughs> De Trump, ce mai zici? <laughs> Doamne, cum își bate lumea joc de el. Holy shit. Mă săracul, cu cum s-o simți. Rând, ne uităm la domnul Mihail Neamțu care înțeleg că a avut un video în care mai avea un pic și plângea, foarte anhinge, dar așa m-am uitat și un pic. M-a citat, m-a citat la un moment dat domnul Mihail Neamțu, dar, dar înainte să intrăm în, în live-ul lui Michi Neamțu, simt nevoia să mai adresez încă o dată de ce îmi place mie să vorbesc despre Mihail Neamțu. O dată, pentru că este un personaj și e foarte amuzant să vezi pe cineva cum se face de râs constant. Și a doua oară, pentru toți oamenii care n-au auzit de Mihail Neamțu, zic, ai păi, faci reclamă! Mă! Din păcate, pentru domnul Mihai Leanțu, care cred că își bagă toate unghiile în gât la genul de comentarii, că nimeni nu știe, el nu este deloc cunoscut pe internet. Însă, este foarte cunoscut cam unde în afara internetului. Și v-ați întreba cum, de ce? Și vreau să vă fac o scurtă istorie a lui Mihail Neamțu, care este un om politic veritabil. Da? Deci vorbim de un politician, care este politician de cel puțin 10 ani, dacă nu mă înșel. Nu vorbim de un băiat cu un podcast pe internet, vorbim de un politician care are funcții importante și a avut funcții importante în politică. El face 3 views pe YouTube că nu e nu să pricepe la asta, nu e plăcubil. Dar la finalul zilei el este un politician care a avut funcții, are funcții, care probabil o să mai aibă funcții în politică. Vreau să vă fac o mică istorie a domnului Mihail Neamțu. Vă iau de Wikipedia. Omul meu a fost în PDL, a început ca fiind în PDL și anume în are de Alianța România Dreaptă, care era o alianță formată din PDL, adică Partidul Băsescu, când era el președinte, Partidul Național Sărănesc, Forța Civică și alte căcături de deci ce așa a început în politică cel puțin, ca fiind apărătorul lui Băsescu când a fost Băsescu suspendat. Pe urmă și-a format propriul lui partid care se numea Noua Republică pe care l-a abandonat în câțiva ani, că da, se la nimic, nu s-a priceput nici cum să facă cu partidul ăsta. Și apoi a fost în PNL, a fost 2 ani de zile în PNL și apoi s-a întors la tăticul lui, la Băsescu, în PMP din 2019. Clasicul traseism politic, după cum se-ți obișnuiți de la majoritatea politicienilor, un traseism politic cinstit de la PDL la partidul propriu, la PNL, pormă înapoi la alt partid al lui Băsescu. Uh, asta a fost după ce a fost reprezentat Herbalife de succes. Eu o să-l rog pe Bușu să adauge asta unde am zis ieri. Am zis că Mihail Neamțu, înainte să intre în politică, a fost la Herbalife. Nu! Mihail Neamțu, în timp ce îi freca bocancii domnului Băsescu, făcea parte din Herbalife. Era consultant Harba Life și acolit al domnului Traian Băsescu. Deci vorbim, again, de un om politic, da? Nu e un youtuber random la care n-am eu ce face și mă uit. Eu cred că poate ajunge când să candeze pentru o funcție importantă și cu destul suport, că da, el e foarte neplăcubil așa ca om politic. Dacă că cu destul suport, poate să și prindă o funcție importantă în politică. Mihail Leamțu încă este în PMP. am avut impresia că s-a lăsat, dar aparent nu, încă este în PMP. Este chiar prim vicepreședinte în PMP, în da? Partidul lui Băsescu. Este prim vicepreședinte. Nu e purtător de cuvânt, nu e băiatul care aduce cafelele, deși cred că face asta din când în când. Este prim vicepreședinte PMP. Da? Deci ca să ne înțelegem în toți oamenii care cred că n-au auzit de asta cine e și cred că îi fac eu reclamă. Nu i fac reclamă. Dacă vă întrebați mamele tații, probabil o să știe sau nu o să știe neapărat cine e 100%, dar cu siguranță au auzit de el. Și desigur, cum am menționat în mai multe dăți, a avut un rol foarte important în organizarea referendumului antifamilie, unde a făcut tururi în toată țara cu autocarul lui penibil propriu, ala pe care scria Mihai la referendum, că pe el cheamă Mihai. Am tare la această pagină de Wikipedia că am citit-o așa integral ca să mai uh, mai, aminte și eu. Cred că e făcut de cineva care nu-l suportă, <laughs> pentru că, foarte frumos. A educație și activitatea profesională. Și asta e o carte scrisă de el. În luna noiembrie 2016, editura Doxologia, echiei o editură de-asta bisericoasă, a lansat volumul Vârstele Iubirii, care s-a bucurat de interesul unui public larg și de susținerea multor personalități culturale. Necesită citare! Care s-a bucurat de interesul unui public larg. Necesită citare! Ursa...

tot în 2020 Faiar a participat la locale și a zis că el simte Bucureștiul din tot sufletul, pe urmă câteva luni mai târziu candidat ca deputat de Timiș la parlamentare, că simte că acolo e locul lui e ridicol omul. Ca orice parvenit al clasei politice, în mod evident se duce unde este un scaun cald liber. Acum, ghinionul lui este că a fost dat probabil afară din PNL, nu știu cum a plecat din PNL, că a fost dat afară, a fost dat afară din PNL și acum trebuie să stea la partidul de doilea lui Băsescu, pe care nu mai votează nimeni, pe care nu mai votează doar oamenii care plâng după Băsescu și acum Băsescu, cu nici mai candidează, greu să iei ceva. Uh, da, desigur, a strâns semnături și pentru prezidențiale, a vrut foarte tare să fie și primar al Bucureștiului, să fie candidat pentru primăria Bucureștiului, însă seniorul său intelectual de 2 lei, domnul Paleologu, i-a luat locul, a reușit să strângă 5% dacă ar fi fost el, probabil, probabil ar fi strâns 10.000 de voturi. A, ah, mi se pare că a fost și pe la Macovei, dacă nu mă înșel, nu? Desigur, această poză celebră. Macovei și neamțu fericiți la fereastra biroului lui Traian Băsescu. uitați-l. Da? Deci să ne înțelegem. Da? Să ne înțelegem cine e Mihai Neamțu. Ia uitați-l. Proaspăt ieșit din cariera de Herbalifeist. Da, deci ca să ne înțelegem, nu este un anonim în niciun caz Și desigur, cel mai important lucru de știu despre el este că Fiind un creștin adevărat care priciuiește constant pentru valorile creștine Taina bisericească și așa mai departe Este foarte important să de știu despre el Că are două divorțuri la activ Și acum este căsătorit cu o doamnă care are sub De fapt nu știu cât are, dar are 20 ceva de ani, el având 42 Pentru că îi place taina bisericească și ar trebui taina bisericească ar trebui să se aplice la toată lumea, numai nu la el. Băg, hai să vedem live-ul. Am vrut să rămână asta cumva pe YouTube pentru toți oamenii care cred că l-am găsit eu pe un băiat pe net și râd de el care are 3 view-uri pe YouTube. Așa, și mulțumim o dată sub gândire pentru time step făcut. Vorbește despre buhnici la 16.30, să vedem. Alune în păcatul lui buhnici, dacă vreți să facem și un scurt comentariu legat de buhnici. Este vorba de ipocrizia societății românești. Da, evident că buhnici trebuia să știe, dar n-ai ce să ceri de la un ins cu corp de adult și gândire de minor. El trebuia să știe că femeia nu poate... Oh, shit, Mihail Neamțu tocmai s-a pus în poziția de a fi dat în judecată de George Buchnic. What the f*** are you talking about, man? Oh, I'm saying it! Holy shit, dacă mă dă Buhnici în judecată, iară clipul ăsta cu Neamțu să-l dea și pe el. De e foarte supărat în acest live. E M-am uitat un pic, e foarte supărat. E mort de nervi. Nici deci nu s-a bărbierit, e mort de nervi. E terminat de nervi de la faza aia cu vasectomia. O să vedeți despre ce vorbesc poate fi redus la tot ceea ce înseamnă exterioritate. Femeia... Avocatul Buhnici, another one, thank you! În general, nu poate să fie uh, redusă la corpul ei, după cum nicio ființă umană nu trebuie redusă la corpul ei. Dar într-o lume în care reclamele, da, imaginile la Netflix sunt toate despre vedete care au aventuri adulterine, sexuale, erotice de tot felul, într-o lume în care copiii... Not wrong, though! <laughs> It's not wrong <laughs> Băi, ce încearcă că Mickey să argumenteze Oricum nu cred că asta vrea să argumenteze Dar I mean trup. Toată cultura din jurul corpurilor femeilor E fix asta pe care a descris o George Burniș ca... Pentru că noi așa ce vezi din porn Pe Instagram și pe Netflix Sunt numai femei cu corp perfect Fără celulită, fără vergeturi Adică asta e cultura din care Venea și George Burniș It's not wrong accesează pornografia de la 12-14 ani într-o lume în care Pur și simplu. Domnul Mihail Neamțu, am văzut prin un pornache de pe un CD, cred că aveam 8 sau 9 ani. Eu tot în ce hal am ajuns. Eu, aveți dreptate. Eu tot ce hal am ajuns. Dezordinea morală este adâncă, acută și aproape desperiat. Să vii să spui, vai, dar cum are buhnici, o, o privire impură la adresa femeilor. De ce are el o lectură de, de tip sexual la adresa apariției femeilor? Este un pipi, un pic ipocrit. E un pipi? Ce? N-am fost atent. Este un pipi, un pic ipocrit. A, un nu. pipi, este un pipi. <laughs> A zis pipi! <laughs> Că le <-am> să zis pipi! <laughs> Sincer, una dintre plăcerile mele bolnave. N-am această satisfacție față de nimeni, tocmai pentru că Mihail Neamț are, statutul și puterea pe care o are, da, de om politic, de om cu relații, de om care ilustrește Bocan și Lutrian Băsescu. Adică și n-aș avea, avea satisfacția asta față de niciun influencer, să despre ce mai comentez eu. Dar am așa o mare satisfacție, că știu că Mihail Neam se să uită la aceste clipuri și moare de nervi când vede că de prost sunt și când în același timp îmi dau dreptate zeci de mii de oameni când îl critic și îmi dau seama ce, ce nervi trebuie să aibă pe el când eu urlu ha ha zis pipi și sute de oameni și ei și în comentarii zic ha ha a zis pipi sunt zic că îi dă sentimentul ăla de nu mai avem nicio șansă nu mai am nicio șansă ia uite cât de proști sunt ăștia eu am terminat King's College London a zis pipi, cum zici pipi? Tu ai zis că Aristotel zicea pipi? Băi, băi, micuț, tu ai citit o frate Republica lui Platon? Ai văzut pe acolo cuvântul pipi în Republica lui Platon? A zis pipi. Incredibil, frate, eu în locul lui nu i-aș fi permis. Buhnici are o lectură adre la adresa femeilor Care este acceptată de societatea Păgână de astăzi Când nu mai există Dumnezeu Da, societatea păgână de astăzi cum bine știm, România este țara fără atei. Un studiu din 2012 al Pew Research Center, ce a agregat date din întreaga lume cu privire la filiera religioasă, plasat țara noastră în aceeași categorie cu Afganistanul. 99,7 musulmani la ei, 99,5 creștini la noi. Asta este pe un studiu de la Pew Research, dar pe referendumul din... de când a fost... Nu, de ce am să zic referendum, recensământ, doamne? Pe recensământul de când a fost, erau cât? 89, ceva la modul. Aha, uite să date definitive, 86.5% ortodoxi, 4,6% romano-catolici, 3,2% reformați. Deci 90 și cât? 94% creștini. Ce societate a te e, mă Este cea mai creștină țară din, nu știu dacă din lume, dar 94% men, 94% creștini, o țară păgână, atee, taj, dracu. Când nu mai există pudoare, când nu mai există Respect, uitați-vă ce aveți. Da, Buhnici este un element doar în ecuația aceasta a înjosirii la care noi ne supunem unii pe ceilalți. Când a contat. Sincer, fac parte din această înjosire că mă uit acum la tine, sincer. Vă întreb, doamnelor și domnilor, inteligența în societatea românească. Când a contat cu adevărat capacitatea de a articula cu sens, cu precizie, cu emoție? Cu o densitate a, ide a ideației sau a frazei care, care să, să fie și convingătoare pe deasupra, când au contat toate aceste calități, în spațiul public. Niciodată, doar tu ești singurul om deștept din spațiu public, omul care face o eroare logică pe secundă, omul care nu știe ce e o vasectomie, omul care minte de îngheața apele cu fiecare afirmație pe care o face și nu poate să citeze nicio sursă la absolut nimic din ce zice. Tu, tu ești acest om despre care vorbești. Au fost promovate femeile ușoare, au fost permanent stimulate angajările de fufe și tot soiul de ca să spunem așa, păunițe ale unor potentați, niciodată, da? cu excepția cred că bisericii ortodoxe care este profund masculinizată datorită ierarhiei, mă rog, și structurii bisericești, structurii sacerdotale a clerului, cu excepția bisericii ortodoxe române, cred că în toate instituțiile publice din România, BOREON fiind o instituție publică, s-au făcut angajări de păunițe, de fete ușoare, care dacă n-au avut decât două picioare și un fund mai rotund și sânii, evident, siliconați, da? Dacă n-au avut decât atât să spun, de la natură și eventual cu un pic de intervenție din partea unor medici specializați în chirurgie plastică. Uite cât de emoționat e când vorbim și despre asta. Te gândește numai la picioare și sunt siliconați, vă rog frumos, cât, cât, de emoționat e. Dați cât de emoționat e. Când încerci să fii misogin, dar nu poți să zici pe față, trebuie să găsești o felul de forme din astea să o exprimi. Că sunt niște pipițe cu sunt siliconați, că nu e așa se știe, că femeile cu operație este. Ce nu au cum să lucreze la stat. Pe deci acești cum să lucrezi la stat. ești proastă, de făcut operații estetice. Au fost acceptate aceste persoane. Nu li s-a cerut să fie... El lasă că ai fost acceptat și pe internet și în politică, deși, na, uite-te și la tine, nu știi ce e vasectomie. Nu li s-a cerut să se, priceapă la altceva. Societatea românească este obsedată sexual. Suntem un neam pur și simplu prăbușit în animalitate și în curând în bestialitate. Și vă mirați? În curând, f animale <laughs> Măi, Michi, nu toți îmi și în fanteziile, să nebunesc. Chiar nu țin împărtășim și în cu toții fanteziile. Nu știu ce să zic. Dacă societatea românească e scufundată în dependențe sexuale, tu în ce dependență ești dacă nu ți-ai găsit și tu o nevastă creștinește până la vârsta asta? Sau mă rog, ți-ai găsit-o, dar nu știu cât mai durează până divorțe și de asta. Tun ce categorie te încadrezi? Da, efectiv, Michi, vezi că ai ieșit din facultatea lacte, nevastă ta. Wow! Dar de ce se uită la picioarele femeilor de la Mamaia Buhnici? Pentru că asta fac o grămadă de oameni într-o lume. Nu loc să te uiți la picioarele femeilor de la facultate. Fără Dumnezeu. Asta fac. Se masturbează și la emisiuni de la o anumită oră încolo. Fac și... <laughs> Care ți la la Băcoaie, la Extra Night Show? <laughs> care ți la 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 Bravo ai stil <laughs> la emisiuni <laughs> care, care te masturbezi la suli sex uh, în spațiu public uh, oamenii nu sex în spațiu public dar dacă vede Mickey Neamțu și vede cum arată să faci sex, doamne iartă mă noastre consideră că pudoarea este depășită, că consideră că anumite cuvinte trebuie folosite. Am să spun așa, pentru că am avem un public rafinat, că am fost șocat plimbându-mă cu soția pe stradă să aud la mama aia copii de 14 ani, de 12 ani, de 10 ani spunând ce faci, bă, oaie. Și puneți noastră cuvântul. Puneți dumneavoastră cuvântul. Ah, ah, ah! Ce faci, băi? Oaie! Ce faci, băi? Oaie! 15 ani de 10 ani spun ce faci, bă, oaie? Puneți noastră cuvântul. this is amazing. De 12 ani de 10 ani spunând ce faci, bă, oaie? Și noastră... Nu pot să zic coaie, că avem un public rafinat. Ce faci, băi? Why? Înțelegeți dumneavoastră, puneți dumneavoastră cap la cap, da? Avem un public afinat care nu știe, nu știe cuvântul coaie. Asta cuvântul așa cum se aude el pe stradă, da? Oamenii așa și vorbesc. The Seaward. Ăsta e omul care ne zice nouă să nu mai fim snowflakes. Știți, da? Ăsta, omul care nu este tare să zică cuvântul coaie, ne zice nouă să nu mai fim snowflakes. Prin, apel, prin apelative genitale. Și atunci vă mirați, vai, da, cum anume puhnici îndrăznește să reducă femeia la sexualitate sau la dimensiunea erotică a prezenței. Da, buhnici care l-a invitat pe Gabriel Liceanu și ne-a spus că e ateu, că nu crede în Dumnezeu, că lumea asta este un accident, că totul e de fapt o mare întâmplare, trăiește din plin în paradigma materialistă. Și ce vrei dacă ești materialist? Să te bucuri de aici, de, de, clipa de aici și de acum, să te, să te bucuri de plăcerile. Ce faci scotul meu? <laughs> De moment, asta este. Rezultatul Asta este rezultatul. Ce faci, băi, partea sistemului reproducător masculin. des desacralizării și secularizării societăților noastre occidentale. Bucurați-vă! Ah, sigur, în partea cealaltă avem ipocrizia. La uh, Vladimir Vladimirovici Putin veți vedea ipocrizia ortodoxistă. N-are nicio problemă să angajeze, uh, bineînțeles, ceceni, radicali, musulmani, mujahedin sau în orice caz, uh, reprezentanți... Vezi că a... nu, nu, nu sunt cu Putin, mă, cu Rusia. Ai, să spunem, ai islamului politic, nu are nicio problemă să-i bage într-o luptă împotriva unor creștini, creștini, bineînțeles, din Ucraina. nu are nicio problemă să se vadă cu un ayatollah care să... ideea eventual și drone ayatolah? și... Ayatollah? Ayatollah? Du-te, caută tu, Michi, cum se să. Poate într-o bună zi și o armă nucleară, că nu se știe dacă Iranul nu o să facă până la urmă, o armă nucleară, Putin, care este ipocrit și fariseu când vine vorba de ortodoxie, le face pe cele. Da, men, da, Michi Neamț încearcă să limite pe Vadim, care exact, da, care știa 5 nume și 3 ani și era cel mai deștept om pentru Dan Negru, efectiv. Și încă sunt oameni care zic, bă, ce deștept era Vadim, frate. <laughs> Voia să-mi puști oamenii cum intră pe stadion, dar știa când s-a născut Mihai Eminescu, știa, păi și atunci... Deci avem două extreme. Și mai și Catering. Asta e cu lui Michi Neamță, că nici nu e să ăsta, Mai spuneam, o lume în fierbere, o corabia nebunilor. Pe de o parte îl avem pe Biden, care distruge America spre care am privit cu admirație cândva, o, America, o, o țară a meritocrației, o țară a muncii. America este o țară a meritocrației, guys. Guys, America este o țara meritocrației. E o țara meritocrației Țara în care, cu un salariu că nu poți să-ți iei chirie, uh, este țara meritocrației, guys. Țara care e pe locul 40 la drepturile omului, e țara meritocrației. Dacă muncești mult și înveți bine, ești recompensat. Uite cum a fost și domnul Michineamțu. Ce l-a avut parte de, de visul american? S-a dus frumos, a învățat, a tocit toată viața și uite, a ajuns într-o zi să-i curețe bocan și domnului Traian Băsescu. Dar întrebarea principală pe care o am pentru Mihail Neamțu este dacă America e atât de bună, de ce nu s-a dus acolo? Nu l-au primit, nu i-au dat viză? Poate de ce nu s-a dus în America domnul Mihail Neamțu dacă îi place atât de mult? Că zici, bă, el zice mereu, e cel mai mare fan America, Mare fan Donald Trump și cel mai mare fan America. O țară în care bisericile erau pline, o țară în care decența era la locul ei, nu mă credeți? Ziceți că inventez, de asta facem Clubul Marile Cărți ca să citim despre cum arăta cândva America, iată în secolul XIX, America arăta și mai bine decât v-am spus eu. Pe vremea lui Tocqueville așa arăta America. Dar astăzi America nu mai este deloc ceea ce era odinoare, după cum nici Marea Britanie nu mai este ceea ce era odinoare, după cum multe țări nu mai sunt nici ele exact ce au fost. În cazul României, dragilor, am fost zilele trecute de multe ori chiar, mi s-a întâmplat să fiu mai multe restaurante pentru întâlniri de business, ca să zic așa, poate că știți, poate că nu știți să oferim și consultanță în zona de afaceri, văd că unii au foarte multe întrebări din ce trăiește Mihai. Perfect în consultanță în zona de afaceri. Afaceristul Mihail Neamț, dragi prieteni. Consultanță în zona de afaceri. Și continuă zicând. că nu știți să oferim și consultanță în zona de afaceri, văd că unii au foarte multe întrebări din ce trăiește Mihai Neamțu. Sta... Unii au foarte multe întrebări din ce trăiește Mihai Neamțu. Că știe toată lumea că e șomer de 10 ani încoace, mă nene. Cum din ce trăiești? în, zona de afaceri, văd că unii au foarte multe întrebări din ce trăiești. Eu realizez că Mihai Neamțu n-a avut în viața lui un job real. A fost la, la Life și pe urmă, a fost uh, politician. Și acum vinde la fel ca Robert Meteca, cursuri pe internet poate că nu știți, să oferim și consultanță în, în zona de afaceri. Văd că unii au foarte multe întrebări din ce trăiește Mihai Neamțu. Stați liniștiți! Stați liniștiți că nu trăim din mila noi. Ne producem singuri, uh, toate străinile... Uh, str Patreon.com slash Neamțu? Patreon.com slash That's crazy. Dr. Mihai Neamțu is creating a conservative school. Select a membership level. Espresso, 2 dolari. Robusta, 5 dolari. Black Ivory, 10 dolari. Cafe Vienno, 20 dolari. White Russian. Dacă dai 50 de dolari pe lună, ai acces la exclusive access to my once per month YouTube live stream to ask questions and give topic suggestions și 40% discount, ok? Platinum Business, cu 200 de dolari pe lună, primești două ore lunari de coaching strategic nu știm ce înseamnă acest coaching strategic. 5 of 5 remaining, n-a cumpărat nimeni. Și dacă dai 1000 de dolari pe lună, ești Himalaya patron. Aveți șansa de a petrece 3 zile cu autorul Mihail Neamțu în Nepal. 10 remaining, n-a cumpărat nimeni. Nu trezi din nimănui. 48 de patroni care dau 200 de dolari. Da, fai, dar cu ce e diferit asta față de ce faci tu? primică? Chiar trezi oamenilor. Ai ce rușine în chestia asta. Strategiile. Nu de supraviețuire, cum spuneam, ci de înflorire, chiar și în vremuri grele. Și să dea Dumnezeu ca doamna Mihaela Miroiu, care punea uimită întrebarea pe Facebook. Asta ce e dușmanca doamna Miroiu, e dușmanca tuturor bărbaților conservatori. Doamna Miroiu este emblema feministă din România, dar E din cumva, din școala veche. Ește neamțul. Să poate și ea, într-o singură zi, să aducă 100 de oameni care plătesc pentru un curs de oratorie, cum ni s-a întâmplat nouă zilele trecute. 100 de oameni care să plătească pentru un curs de oratorie? Damn! That's crazy! Cât le-ai cerut? 500 de lei? 100 <laughs> de oameni la un curs de oratorie? Nici măcar, măcar dacă ziceai că era un alt curs de oratorie? What? S-a schimbat demografia. Da. Te duci la restaurantele din București și vei vedea Că 80% din cei care îți aduc ceaiul, limonada, Așa. felul 1, felul 2, nu sunt din Europa. Poftim? Oh no, the great replacement! Te trimite asta cineva lucru. Și pun o întrebare. Unde sunt ucrainienii? Că eu nu-i văd. Eu văd oameni din Sri Lanka, tineri din Nepal. Din Sri Lanka, uh, ucrainienii good, că sunt albi, oamenii din Sri Lanka bad, că nu sunt albi care stau de vorbă. Cu unul am stat de vorbă despre Mahabharata. Să știți că nu e ok pentru o bătrânică din România, pentru o doamnă onora onorabilă și admirabilă în același timp, să vină la restaurant și să comande în limba română felul 1 și felul 2, să zică salată de vinete și să vină, Ce faci, bă, Oaie. Să vină un angajat de la Pescăruș, frumos nume, și să zică în engleză I beg your pardon. Adică nu este obligatoriu. Mai vă ați înțeles? sunt atât de mulți imigranți în România încât chelnerii de la restaurante o să zică unei băbuțe inventate tot așa în capul lui Mihail Neamțu uh, Ma'am, a beg a pardon? Măi, în ce lume trăiești omul ăsta? Holy fuck! Ce, de ce, de ce ai inventat halul ăsta? Olsu, că la noi oricum nu sunt chelnerii și, ospăt și ospătarii ăștia nu sunt uh, imigranți că se plătește bine să fii chelner. Mă, nu plătește bine, îți plătește mai bine să fii chelner decât pălător de vase și mai stai angajați imigranți. It gets worse, much worse. Uh. Adică nu este obligatoriu pentru mama mea să vorbească în engleză cu un angajat de pe teritoriul României. Da, asta se, exact asta se întâmplă. Asta pare genul ăla de discurs de la Nigel Farage care zice, dar nu e normal pentru cetățeanul britanic să vorbească în pakistaneză, domnule. <laughs> <laughs> Doamne, mă da, e atât de funny, cât de penibil să fii cu aia, să preiei tot discursul conservatorilor din 2015, să-l pui astăzi, din 2020, să-l pui, de parcă ai venit cu niște idei noi. Ție-e gușine, măcar găsești și ceva original. Cine are această experiență? Nici măcar nu e reală, nici măcar, nici măcar nu te poți gândi gen, bă, că, că aș putea să am experiența asta, adică nici măcar nu e acolo. Cât de prost poți să inventezi, la fel ca mai devreme, cât de prost poți să inventezi. Vine angajatul din Sri Lanka, care nu e vorbitor de engleză, nativ, dar totuși vorbești în engleză lumăta la mega. Uh, Ma'am, uh, in this mega image, we're speaking English. Ma'am, this is a mega image. De I'm în România. Da, eu vorbesc da, că ok, eu... pentru ce nu înțelege, da, în mod evident, o și 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 sunt români pentru că salariile sunt puțin mai avantajoase plus și în mod evident, pe când tot ce înseamnă imigranți sunt la bucătărie în spate, ok, spălători de vase, oameni care fac curățenie, ajutori de bucătar poate și așa mai departe. Da, deci în mod evident nu există imigranți care să servească publicul atât de mulți pe cât minte Mihail Neamțu. Și, și mai ales ca să nu știe română. Mai ales ca să nu știe română. Hai să-mi se găștă frumos. În condițiile în care am descurajat proiectul național, am subminat demografia, am venit să spunem: Unde ești neamțele cu vasectomia? Eu vorbeam despre. Uh, cum salvăm copiii, și ei îmi spuneau: de ce nu-ți de, de nu faci neamțele vasectomia? Asta este nivelul de imbecilitate da? al discursului stângii. Un discurs. E mor de nervi! E mor de nervi că s-a făcut de râs și nici măcar nu admite că nu știa ce e vasectomie. Copium! Copium! Dar să vedeți că mai încolo are un breakdown cu asta. Mai încolo are un breakdown. Ce faci, bă, Oaie. Mai încolo are un fucking breakdown cu asta cu vasectomia. E mor de nervi. Imbecil, cretinizant. E atâția cretin care să mă, să mă deranjeze și la unul noaptea cu mesajele lor efectiv agramate. Eu n-am văzut. Deci oameni... Uite, i de mesaje! mesaje. nu știu ce e aia, vasectomie. Ha, 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 ha. asta din somn ca pe pernă. Băgăm în <laughs> Să... Îi trimitea lumea link la video meu. Domnul ne-am să văzut ce zice copilul ăsta obraznic despre dumneavoastră. În lânsie două propoziții fără să facă erori de tip semantic, sintactic și așa mai departe. Da, bine, oamenii a fac erori de tip semantic și sintactic, dar dumneavoastră tot nu știți ce e vasectomie. Și ei, aceștia, care nu cred progresiști fiind decât în satul global, vin să ne spună că suntem rasiști pentru că ne dorim ca în România să se nască mai mulți români. Știți, domnule, am să realizez că în România inevitabil se nasc români, că gen asta e populația de aici, nu știu dacă știți concept de naționalitate. Asta o dată. Și a doua oară, pentru ce nu știe, acesta este un dog whistle absolut infect, care se referă la teoria de Great Replacement. Pentru ce nu știe ce e teoria de Great Replacement, vă citesc eu motamo, dar vă încurajez să o căutați, pentru că o să o auziți din ce în ce mai des, probabil, pe măsură ce o să vină din ce în ce mai mulți migranți la noi în țară. The Great Replacement este o teorie conspiraționistă a naționaliștilor albi de far-right și conservatori. Teoria originală zicea că pe măsură ce vin mai mulți imigranți care nu e așa o altă culoare a pielii decât albă, acei imigranți, din cauza că fac mai mulți copii, o să înlocuiască rasa albă și practic se face un replacement. Care nu e așa? Porțele oculte care ne controlează din umbră aduc în țările noastre sau în țara noastră mai mulți oameni de culoare ca să facă replacement la populația albă. Practic ce-a făcut Europa în, în Statele Unite și în actuala Canadă acum câteva secole. Dar acum e invers și nu e bine. Nu e invers, dar ați înțeles cel mai des o să o auziți în UK unde, mă, ați auzit-o că de fapt s-au cam dus pe tot partidul lui Nigel Farage și toți aia, ați auzit-o și -o de la Trump, ați auzit-o din toate părțile de dreapta conservatoare rasistă, practic, care este foarte speriată că, o, de fapt, o auziți și în România că știți, e chestia aia că, vezi, doamne, că romii fac mult mai mulți copii ca oamenii albi din România, therefore, vezi, doamne, romii într-o zi o să fie majoritari! Aoleu, aoleu! Nu cumva? <laughs> Desigur, apare întrebarea, da ce, e nasol să fii minoritar? <laughs> da, uh, probabil o să prindă destul de mult avânt uh, această teorie la noi pe măsură și o să vină din ce în ce mai mulți imigranți. Am zis că să știți, Vreau să căutați mai multe despre această teorie, o să o găsiți în absolut toate statele care primesc imigranți. Germania, UK, Ua, așa și mai departe. Tot ce face Mickey Neamțu, pentru că el nu are pic de creativitate, imaginație, inspirație sau să facă orice altceva în afară să citească cu degetul după foaie, el trebuie să copieze unul la unul discursurile lor din afară. Asta e faza la el. Suntem rasiști pentru că nu înțelegem că ar fi bine ca într-un restaurant din România să lucreze în proporție de 90% români. În restaurantul... Asta pescă... e visul. Auzi, domnule Neamțu, dar eu nu am nicio problemă cu asta și mie mi-ar plăcea ca, 50 din ca 90% din oamenii care lucrează în România să fie români. De ce mi-ar plăcea asta? Mi-ar plăcea ca românii să nu mai trebuiască să mai plece în străinătate, să trăiască un trai mize ca să trimită banii înapoi la familie. Mi-ar plăcea pe de altă parte ca oamenii din țările care vin încoace să lucreze, să aibă același trai decent la ei în țară, fără să trebuiască să facă practic ce fac și românii din diaspora. Mi-ar plăcea și mie foarte mult. De ce nu vorbim atunci despre soluția care să facă chestia să se întâmple? E salarii mai mari. Ia, mă un pic salariile la restaurant. Hai să vedem dacă, dacă mai e nevoie să mai aduc uh, imigranți. Eu am găsit soluția. Eu uite cât, cât, de puțin mi-a luat. Da, dar nu e așa simplu că vezi tu că economia globală e bazată pe în capitalist. Tu nu poți să faci că un serviciu care se aduce la... Mai ești un pic salariile. Crezi că nu vin să lucreze oamenii în servicii dacă le dai, nu știu, 2500 de lei, 3000 de lei, 3000 și un pic în București, cât să supraviețuiască efectiv? Crezi că nu vin? Gata, am găsit soluția. Nu mai trebuie să mai facem replacement, nu mai trebuie să mai vină oameni, nu mai trebuie să mai pleci oameni, gata, am găsit soluția. Hai să ce ușor a fost. Da, dar tu nu înțelegi că e mult mai greu de atât că te economie. Se supere patronul. Lucrează, vorbesc acum strict de întâlnirea noastră cu clienți, ca și clienți cu Uh, acești picolo, cu acești uh, nu știu, nu pot să le spun servitori că o să zică că sunt rasist, da? Pentru că ai fi rasist dacă ai fi servitori. servitori. Faptul, faptul că a zis, e topit, e mor de negri. Nu știu dacă îl vedeți, dar e mor de negri. Cu acești barmani, că uneori sunt în situație de a cere și, și uh, o băutură de la bar. Întâlnirea noastră ca români în, în țara asta, în 2021 2022 este așa. 80% sunt clienți români, 90% sunt angajați străini. Păi e normal? Bun, dacă așa vreți. Uh, sure. asta se în toată Europa, more or less. Vreți să arate țara asta și peste 20 și peste 30 de ani? Continuați! Cum să arate? Să nu mai arate albă? <laughs> să nu mai arate... Dacă vreți, știți cum o să arate. Cum o să arate mici? Să alungați tinerii din România și să importați mână de lucru ieftină, care știm că vă ajută pe voi, corporații. Pentru că săracul Sri Lankes, săracul... Opa, stai că se apropie de, de, de Da, venit din Nepal. El ce să ceară, domnule? Da? Un acoperiș deasupra casei, dacă îi dai 3 dolari, cine știe, o fi, plă, o fi, plătit la negru, n-am niciun dubiu că lucrurile astea se întâmplă. Da? Și el stă într-o baracă cu alți 10 Sri Ce să, ce, să, ce să discuți cu el? Ce valoare are? Păi, omul mi-a spus, sunt politeist, da? În Krishna, în ce știu eu, ce zei mai crede el, a venit săracul, a nimerit și el știu ce zi mai crede el, nu făcuse cu aia marile religii? Nu făcuse cu cu istoria religiilor? Cu... nu știu ce religie e în Sri Lanka? Aici, da? Ok, integrează-l, te rog frumos. Tu, stat român, tu, corporatist român, tu, patron. O să ziceți, domnul Neamțu, dar sunteți nedrept, că noi patronii dăm locuri de muncă. Aveți dreptate, aveți dreptate. Dar duceți, frate, din, dacă se poate, europeni. Uh, a... Aduceți europeni să lucreze în România. Aduceți francezi să lucreze în România. O, misiune am <laughs> Oare cât de rasist să fii? Bă, nu știu, asta e o întrebare bună. O, misiune am <laughs> Aduceți europeni! <laughs> <laughs> aduceți. It's okay, da. It's okay, <laughs> Aduceți da, ruși de de aici, de aici, din Europa, de la Ural. Să nu aduceți de aia de din, Asia. <laughs> Tau nemții la coadă să lucreze în restaurantele românești și dumneavoastră nu vreți să-i angajați. <laughs> duceți din... Republica Moldova, sunați-o pe Maia Sandu. Da, pe dar nu vin, nu vin imigranți din Republica Moldova în România, se știe asta. Nu e aici niciun, uh, niciun imigrant din Republica Moldova. Știați chestia asta? Zero imigranți din Republica Moldova. Nu există. Nu există, că da, e dracu, nu ajungem. Da, e Cristina Ih, dar în rest nu e nimeni. A, nu mai sunt nici acolo. Ok, A. duceți din Ucraina. Vreau să văd. Uh, vezi că sunt, Michi. Mai du-te prin oraș, că pare că stai doar în casă și crește jegul la unghii. Dacă te mai ești la restaurante, pe la asta, vezi că sunt. Fețe de europeni, creștini, fețe de europeni creștini. Tom, ce rasist de la pe față, de la de, de, anii 90. Vreau să văd fețe de europeni creștini. Fețe de europeni creștini. Da, păi nu, albanezii, croații, bosnienii, nu, n-au voie, că nu sunt creștini. Vreau avea fețe de europeni, dar nu sunt creștini. Dar rasiz de la pe față, de la nesimțit. Educați din Ucraina, sunt 4 milioane. Unde? Unde sunt acești 4 milioane? A, ah, a, ah, a, ah, stai că sunt în Polonia, că e țară mai bogată, am înțeles, ok, bun. De refugiați, 5 milioane de refugiați, 6 milioane de refugiați. Noi vedem copii, că nu le poți spune tuturor adulți, a? se străduiesc, eu iubesc. Da, sincer să fiu, nu înțeleg politica asta. Una e să iubești individual, că sunt frații noștri, toți oamenii sunt frații noștri. Alta e să te uiți la dezastrul demografic și social. că mi e... că Michi Neamț exemplifică perfect uh, ipocrizia statelor europene când a venit vorba de refugiații de război ucrainieni versus refugiații de război sirieni. E efectiv doar culoarea pielii. E strădat doar culoarea pielii. Bun, mai departe, că înțeleg că e boring, 55... A, aici citește mesaje. Uh. Cineva care are un aparat Samsung, de asemenea, alții pesimiști spun: Nu vom mai exista peste nație ca 20 sau peste 20 sau 30 de ani. Nu, vom fi o țară, dacă va continua acest trend, vom fi o țară care va semăna cu foarte multe țări din Europa Occidentală, adică cu un mix de populație, o populație care se va segrega. Să nu credeți că cei care vin acum din Sri Lanka sau din India sau din Nepal o să își construiască o viață prin interacțiune zilnică cu românii. Nu, de regulă, oamenii, mai ales când nu știu o limbă, se izolează și își construiesc ghetouri. Și această ghetoizare a vieții, după modelul ghetoizării comunităților afroamericane din uh, din wow, ce mizerabil. Wow, ce mizerabil. Tocmai a comparat un imigrant random în Europeană no? ghetoizarea afroamericanilor din Statele Unite. Wow, ce mizerabil. Da, aș construi singuri ghetourile, așa funcționează ele. Wow, ce mizerabil. Sper că nu mai rost să mai explic de ce e cel mai mizerabil lucru posibil. dar... Adică, nu e ironic vorbind cred că ăsta e de CNCD. Adică e de un rasism din ăla de, de, dus la CNCD. De seama să compari izolarea la care se supun imigranții de prim val, practic primul imigrant care vine, dat de generația întâi, cu ghetoizarea afroamericanilor din SUA, care literalmente bunicilor au fost sclavi. E, ăsta e rasism de la de american. Cred că nu e ironic, o să mă o să fac o plângere la CNCD, ce mi se pare insane. Again, este un om politic, este un politician, este prim vicepreședintele PMP. Also, e de amuzant, românii nu fac, domnul Michi Neamțu, românii nu fac același lucru în străinătate? Cum se numeau orașul ăla din Spania, unde era populația majoritară de români? Ăla de mai jos de Barcelona. Da, Castellan. Ok, bine, nu găsesc date demografice despre Castellan acum la prima mână, dar... Așa că idee! În Italia, la fel, Madrid, pura și o cartiere de români în Spania, Italia, chiar și în SUA. Eu personal am fost în SUA. Domnule Mike neamțul. am fost și eu, am trecut prin Vama, în SUA. Am fost în Miami, unde ați fost și dumneavoastră. Și uh, acolo, în Miami, la câțiva kilometri de Miami, este o comunitate de români. Uh, era o comunitate de români. Cum era Vameșu, băi, uh, mi-am test și numele. Uh, că chema Jonathan. Al meu nici nu era imigrant, Miki. Pago, de pildă, această ghetoizare produce violență. Ghetoizarea produce violență, da? Ați înțeles. Oamne, du-te mai acasă, Ronald Regă din Berceni, nu ala năsui. Du-te mai penibilule. E efectiv un viland de la din desene animate, de la desena cu stânga. Oricare care mai vorbește despre asta, ceilalți dormitează, mulțumesc. Și acum urmează aluzia la mine. Am băut apă, ok? Uh. Biserica Ortodoxă este la marginea prăpastiei, e un punct de vedere. Mihai Neamțu te mai ascultă cineva în afară de pocăiți și de rasiști? Păi, Iulian, îți doresc să fii și tu un om pocăit. În limba greacă, meta, noia, dar poate că deja îți cer prea mult să urmărești o discuție cu referințe la o limbă moartă, dar e limba filozofilor, nu avem ce face, e limba teologilor, nu avem ce face. Dragă Iulian, să știi că meta, înseamnă, apropo de meta, nu? Că te am învățat și tu, Zuckerberg ceva, metanoia înseamnă să ai o schimbare, o depășire a minții vechi, otrăvite și să... Faptul că el citează din greaca veche, dar nu știe cum se pronunță, a zis Zuckerberg. sumi o înnoire a minții. Deci pocăitul, pocaianie vine din limba slavonă, pocăitul este un om cu o minte înnoită. Dacă vrei să ai o minte stricată, Felicitări. Rasiștii în România nu cred că ne caută pe noi. Rasiștii sunt în altă parte. Da? Și, în primul rând, rasiștii, din punctul meu de vedere, sunt cei care cred că fătul e un parazit. Aceia care dezumanizează, cei care... Am, pentru ce nu mai ține minte, am făcut eu acest, această comparație directă cu că e embrionul ăla e ca un parazit în tine. că Au și fost foarte mulți în comentarii deștea, deștea -au criticat de ăștia conservatori, de ăștia care m-au criticat până... Aproape mi s-a rupt de toată critica lor. Mă, e destul de specific. Cred că e evident. Mă, m-a mai menționat el. Da, și, în primul rând, rasiștii... Din punctul meu de vedere, sunt cei care cred că fătul e un parazit. Aceia care dezumanizează, cei care trivializează, cei care neagă demnitatea copilului, aceia sunt dușmanii omului, pentru că asta înseamnă să fii rasist, să fii dușman al rasei umane. Citat Mihail Neamțu, 2022. Rasist înseamnă să fii uh, dușman al rasei umane. Citat Mihai Neamțu, 2022, care tocmai s-a citat din greaca veche: Rasist înseamnă să fii dușman al rasei umane. Așa e și index, dacă te uiți și mai atent. A, rasa copil! A, rasa embrion! A, rasa embrion de două luni! A, vezi mai devreme la 1.54, e uncă un referenț latine. Uh, poftă bună! Nu știu dacă e cazul uh, uh, să poftesc acum, doar mărturisesc că am băut apă. <laughs> Poftă bună YouTube! Omul ăsta știam că o să ne uităm la un moment dat. Efectiv știa că o să ne uităm. Poftă bună! Aici e criza de ne cu vasectomia. Și acelui care poate să duce mâine la Cristiano Ronaldo și spune „A fă 10 flotări să-mi demonstrez că poți. Şu! Mulțumesc tare mult! Uh, respect și noi vă salutăm! din când în când îmi vine să îmi scot pălăria și să strig șapo, eu nu Oh, misiune <laughs> uh, I am French immigrant. Don't worry, I speak Romanian. <laughs> Pulori. <laughs> Mulțumesc frumos. Mihail Neamțu, Uh, ai, ai, dreptate uh. <laughs> Că își pune comentariile pe ecran În care cineva îi zice Bravo Mihai, ai dreptate tu <laughs> ce om mic și pricăjit Cum să spui cu ei comentariile pe ecran Care îi zic Bravo, ai dreptate <laughs> Și altul spune uh, Ștefan Radu Răspunde nebunului după nebunia lui Daniel Toboși Domnule Neamțu, v-ați lămurit cu vasectomia Tenții. numai după ce noastră v-ați lămurit cu propria lobotomie. Nu că la voi, ăștia de stânga, lobotomia intersectează vasectomia. Au învățat și eu un cuvânt, domnule. Deci, cum să spun eu, ei folosesc maxim 200 de... Păi noi nu l-am învățat, noi îl știam. Dumneavoastră l-ați învățat. Domnul Michineanțu, dumneavoastră l-ați învățat. Că a să citiți cu degetul. Vasectomie, să vedeți ce înseamnă. Și un cuvânt, domnule. Deci, cum să spun eu? Ei folosesc maxim 200 de cuvinte. Dar revelația verii, după apariția unei fanatice la televizor care a pus întrebarea despre vasectomie... Da, e vina fanaticei că nu știei tu ce e a vasectomia, dracu. Este că avem un nou cuvânt pe care putem să-l folosim. oh, ce bine pentru noi! Ne-am ne îmbogățit spiritual. Da, putem folosi acest cuvânt. Știm să-l silabisim. va -o -mi e O, oh. Felicitări. Cam ăsta este nivelul, da? My man's molding. My man's molding. My man got triggered. Ce faci, mici neamții? Ești triggered? <laughs> ce faci cu <coaie>? ei? Ești snowflake? <laughs> Te-am băgat în boală așa ușor? De deci ce ești supimă, nene? Mă, uitați-vă la el. E soy face. mai e soy face. Vă rog frumos ce bine pentru noi! Ne-am ne, -am, ne -am îmbogățit spiritual. Mame, mame, molding! e săracul de el, săracul de el, ce snowflake obosit, efectiv a clacat, efectiv a clacat. Tot ce a, tot ce a trebuit a fost să-l întrebe cineva de vasectomie. Cum să te faci mai de tare de râs? După ce te-ai făcut de râs la TV, totul să vii să faci p mare, că știm noi un cuvânt pe care tu nu-l știi. Păi, îl știm, alea. Că e un cuvânt pe care îl folosim în viață de zi cu zi, nu ca grea, ca veche. Oh, uh oh. -uh. Uh -uh, domnule <laughs> ce snowflake obosit Abia este procesul cu neamțul Să facă ca mălim bot Să explice judecătorului Doamnă judecător Snowflake înseamnă fulg de nea Care în traducerea culturală americană Înseamnă <laughs> Avem un nou cuvânt pe care putem să-l folosim. Oh, Ce bine pentru noi! Ne-am ne îmbogățit spiritual, da? Putem folosi acest cuvânt. Știm să-l silabisim, va, secto, mi, e, o! Oh, felicitări! Cam ăsta este nivelul, da? Grădiniță scrie pe voi deasupra uh, cupolei, ah! nu? Sub care defilați atât. Domnul Mihail Neamțu, hai să nu mai lungim atâta, că știu că vă uitați la videourile astea, hai. Eu v-am mai invitat, v-am mai invitat oficial, că am văzut. Mi-a scris un fan de-al dumneavoastră, mi-a dat mail. Mi-a dat mail un fan de dumneavoastră și mi-a zis, mă rog, m-a jignit, m-a făcut ca toate alea. De fapt, nu m-a făcut toate alea, m-a jignit așa pasiv-agresiv în stilul ăsta englezit, bășit. Mi-a cum îți permiți să vorbești despre Mihail Neamțu? Du-te, domne, la o dezbatere cu el dacă ai tupeu. Și am dat, am dat replay, nu pare spun la mail-uri, uh, nu prea să la mailuri de genul. Și am dat replay, am zis păi sigur, dacă puteți să-mi facilitați această întâlnire, absolut oricând și la orice oră. Deja, un Mihail Neamțu, aș dori să vă propun oficial, deja pentru a câtva o oară, aș dori să vă invit din nou să facem un debate, o dezbatere. Despre ce doriți dumneavoastră, dar în mod evident, vă uitați la videourile astea, vă deranjează, e clar că vreți să-mi dați răspunsul Apoi, E clar că vreți să vă mai muțăriți și să vă... <susurim> sau ce atinge încercat vă să faceți aici, nu știu, într-o tentativă de umor sau de... Nu înțeleg de ce, de v-ați comportat ca mema cu soi face pe care prietenii dumneavoastră au creat-o în Statele Unite. Mă, dar orice oră, oricând doriți dumneavoastră, ne vedem Vă chem aici pe stream dacă doriți, vin eu la dumneavoastră, ne vedem la Clubul Marilor Cărți, oriunde doriți dumneavoastră, la orice oră din zi și din noapte. Știu că acum, na, răspunsul, răspunsul la îndemână o să fie să ziceți, -ha! Eu cu tine? A, dar cine știi tu greaca veche? Lucru care este destul de la îndemână. Ce pot să vă răspund înapoi este că chiar dacă uh, nu știu greaca veche, cum în mod evident nici dumneavoastră nu știți, hai să fim serioși, la mine măcar se uită niște oameni. La mine măcar se uită niște oameni, cel puțin jumate din viewerii mei nu sunt oameni care vin să-mi scrie de vasectomie. Adică, știi, bă, chiar dacă nu sunt un intelectual coclit de bătaia soarelui uh, undeva pe o din Anglia, la măcar se uită niște oameni, eu le zic chestii, ei uneori mai sunt de acord. De cum e, am și experiență politică, domnul Michi Neamțu, nu știu ce să vă mai, mai oric, experiență politică, am fost și într-un partid politic, adică cred că putem să găsim uh, niște puncte de discuție, deci domnul Mihai Neamțu, asta este invitația mea oficială ca să o scoatem de acolo, să nu mai zic cu oamenii că de ce nu vorbesc cu tine la orice oră din zi și din noapte chiar și cu arbitru aleză dumneavoastră, chiar mă interesează și dacă îmi dacă permiteți, imediat după dezbatere vreau să facem și un concurs de citire să vedem Uh, care dintre noi poate să citească fără deget după foaie. Bine, hai să ne uităm la hai să ne uităm la mesajul lui Mihail Neamțu despre mine. E mort, e turbat. A, înainte să ne uităm la mesajul lui, vreau să mă uit la această memă făcută de cupar absolut minunată. Let's go <laughs> let's go heart alive <laughs> Bun, hai să de mesajul domnului Neamțu, uh, care pare că mă menționat, Este un mesaj pe Telegram, uh, este un mesaj care începe pe YouTube și ne beituiește să venim pe Telegram ca să-l vedem. Ca orice conservator care se respectă, Mihail Neamțu este pe un canal unde poate să folosească sloguri și alte chestii problematice, bineînțeles ca să nu-și ia bani de pe canalele, de pe canalele mari. și ca orice conservator de dreapta care se respectă și-a făcut un canal de Telegram nimeni altcineva nu mai folosește canale de Telegram din, din lumea asta, dar iată, are 3400 de subscriberi, cinstit, cinstit, și zice așa, Criticilor mei, criticilor și epigonilor mei, de ce mă urăște noua stângă? Pănesc că fac parte din noua stângă și mă identific. Mă identific cu noua stângă. Pentru că nu tac. Da, am o problemă foarte mare cu, cu faptul că nu tăcesc domnule Mihail Neamțu. Să uită 30 de oameni la el. El nu tace. Pentru că le-am dezbrăcat sufletul de sclavi. Sunt sclav că de stânga. Când vorbești răspicat fără perdea, cuvântul adevărului tulbură legiunile de posedați ideologic ai pustiei postmoderne. Cred că legiunile este un termen care vi se potrivește mai mult dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră. Nu voi înceta să demasc toată urățenia morală, găunoșenia gă intelectuală și mortăciunea spirituală a stângii radicale. Mai nu zice nimic ca săracul de el. Mi-am dat seama ce frustrare să fie în sufletul lui. Că el știe toate cuvintele astea de cu dexul în față. Și toate cuvintele astea, dar nu se poate adresa la mai mult de 3000 de oameni. Că atâtea sunt și pe YouTube. Vă dați seama cum e să știi, să crezi că tu ești intelect, cel mai mare intelectual în lume să nu poți să comunici cu mai mult de 3000 de oameni? Orice om, după ce citește atâta, care nu v-a zis nimic, efectiv închide. Cine să zice găunoșenia morală cu aie? Oaie, pardon. A de celor care aplaudă modernitatea atee noi le vom reproșa complicitatea la crimă vreau să știu și eu ce entitate omoară an de an oameni? Religiozitatea sau ateismul? Aș vrea să știu. Dar istoric vorbind, dacă ne gândim la biserica creștină... Ce faci, bă? Oaie. Dacă ne gândim doar la biserica creștină, cine omoară exact? Cine face crime exact? Cine face aceste crime? Atei? Nu mi-aduc aminte de atei ăștia care să facă crimele astea. Sursa caută pe internet. Vom pentru că de la crimă, dar și murdărirea intenționată a inocenței copiilor și atacarea dreptului la viață al celor nenăscuți încă. Păi nu știu să zic cine murdărește intenționat mai de grabă inocența copiilor. Un tată care divorțează de mama de mama copilului lui și se căsătorește cu o fată cu 25 de ani mai tânără? Sau eu? Cine îi zice că mugdărește intenționa mai degrabă inocența copiilor? Păi să nu și că n aș avea nimic, ca... n -a -n -a, nici n-aș menționa vreodată familia domnului Neamțu. Dar el fiind un politician care toată ziua bună ziua o ține în dogmele familiei, în familia modernă, în gay, n-au voie să se căsătorească și așa mai departe, să ai două divorțuri la activ și să fii la a treia căsătorie, mi se pare de menționat, domnule Neamțu. Acum nu știu cine mugdărește mai tare in inocența copiilor. Mă rog. Și atacarea dreptului la viața al celor nenăscuți încă. Da, dreptul la viața al embrionului de 3 săptămâni. Sunt o ființă imperfectă și pot greși prin tonalitate sau referințe sociologice imprecise. Domnule Neamț, eu nu cred că sunteți imperfect. Nu refuz să cred așa ceva. Așa, cifrele nu există însă fără o interpretare morală. Ei, și aici, aici este, cred eu, despre mine. Care om fără de minte ar putea disculpa vinovăția lui Stalin sau Mao doar pentru că 100 de milioane de victime ale comunismului ar reprezenta o aproximare? Pentru ce nu știe, la un moment dat am adus în discuție faptul că cele 100 de milioane de victime ale comunismului din faimoasa carte de Black Book of Communism, numărul de 100 de milioane este extrem de umflat pentru că autorul respectiv era obsedat să ajungă la numărul de 100 de milioane, așa că a băgat la socoteală copii născuți, soldații morți în al doilea război mondial, tot felul de statistici astea care n-aveau absolut nicio, nici oameni morți de boli și așa mai departe, care avea nicio legătură cu crimele comunismului. În mod evident, domnul Neamțu, făcându-și discursul ăsta penibil, probabil nu mă aștept să se fiu uitat la tot ce am zis vreodată, în mod evident că nu am absolut nicio simpatie nici pentru Stalin, nici pentru Mao, nu cred în succesul actual al genului eluia de guvernare de tip, pentru că noi așa erau și alte vremuri atunci, dar mă dezic în mod evident de absolut orice formă de autoritarianism când vine vorba de guvernare, asta mai puțin în cazurile când vine vorba de autoritate împotriva tot ce înseamnă autoritatea capitalistă. Sorry. Dar, mă aici mi s-a părut funny că era clar că se referă la zic eu care e eu, că era clar că se refer la mine. Și am zis asta pentru că, asta ce ziceam cu, cu acest fun fact din, cu numărul de 200 de milioane de morți, pentru că, după cum știți, mă enervează la rândul meu, deși nu neg că uh, greșelile și ororile care s-au întâmplat uh, și în sistemele comuniste, în același timp mă enervează foarte tare că nu vorbim absolut deloc despre ororile și crimele care s-au întâmplat în sistemele capitaliste în aceiași ani care încă se întâmplă, de altfel, despre care nu vorbește nimeni. Foarte ușor să zici că fac what about aici, dar de aici vin și de aici a plecat discursul meu când a venit vorba de treaba asta. Pentru că noi așa ne punem ochelarii de cal și începem să înjurăm niște oameni morți de 50 de ani. Deci, da, hai să-l înjurăm pe Mao în 2022. Mao, pa, are foarte mare legătură cu România 2022. Mao este de... Dar hai să vorbim două De ce nu vorbim de oameni de stânga actuali. Hai să vorbim de oameni de stânga actuali, nu știu. Hai vorbim de, nu știu, de un Bernie Sanders, de un... Hai să vorbim de cineva actual. Că m-am plictisit să zic toată ziua la tot omul needucat care crede că dacă ești de stânga ești Ceaușescu. M-am plictisit, domnul neamț. dă o cât să zici că dacă ești de stânga nu înseamnă că ești literalmente Ceaușescu. Da, vorbiți de domnul Xi Jinping Vorbiți de domnul, nu știu De cine mai vreți Hai să vorbim de statele din America de Sud Hai să vorbim despre, nu știu Hai să mai vorbim, nu știu Chiar nu v-ați plictisit cu Stalin și cu Mao? la o în p**a E efectiv It's just bullshitting, mai departe Mă, da, he's bullshitting pe toate astea Adică uh, face baiting național Face baiting rasist Face baiting homofob Și așa mai departe După cum îl știți și ca să prefațez, ca să uh, ca să-i ofer domnului uh, domnului oportunitatea să citească. Chiar dacă citește cu degetul, vreau să-i ofer domnul Michi Neamțu, promit că nu fac ca dominem în, uh, în, dezbaterea noastră, da? Deci ca să ne înțelegem. În dezbaterea noastră nu fac ca dominem, deci să nu vă faceți griji în legătură cu chestia asta. Dar voiam să vă ajut să vă pregătiți un pic pentru dezbatere dacă doriți să o, să o acceptați și sper că nu sunteți uh, la fel ca Cold Fit Crowder care fuge de oameni care vor să Dezbată cu el. Am făcut niște puncte. Am făcut niște puncte ca să discutăm despre uh, noua stângă, care sunt doar eu. Adică eu nu vorbesc în numele altora, eu vorbesc doar în numele meu și al noii mele stângi. Eu pe compasul politic, dacă vă ajută cu ceva, deși este un bullshit acel compas politic, dar dacă vă ajută cu ceva, sunt undeva la Democratic Socialist, a nu se confunda cu Socialist Democrat, da? Deci Socialist și Democrat sunt, lucrează în capitalism, eu lucrez în socialism. Socialist Democrat. Și vreau să vă pun niște puncte, așa. De -a, că eu nu prea, adică nu, nu, țin foarte mult la aceste denumiri și uh, cum se numesc și ce fac și să, să le dezbatem, să le Descoase mi se rupe. I just want. Vreau doar niște chestii super punctuale acum. Și vi le zic care sunt ca să putem să discutăm pe ele, ca să vă faceți și temele, să vă informați un pic, da? să nu veniți ca domnul Peter să-mi să citați, din, să -mi citați din Marx. Le așa, pe mi-am făcut o lisuță foarte mică. Uite, de exemplu, vreau drepturi egale pentru toți oamenii, inclusiv pentru dumneavoastră, domnule Mihail Neanțu. Știu că ați te surprins de chestia asta, dar chiar și chiar, vreau chiar și ca dumneavoastră să vă bucurați de drepturi egale. Singurul moment în care nu sunt de acord cu drepturile super egale sunt condițiile speciale evidente, în corupți, criminali, pedofili, etc., dar și acolo sunt mai degrabă pentru reabilitare și, uh, și mai puține încarcerare, care este uh, modelul nordic, dacă doriți. Modelul nordic în care sunt goale pușcările și recidiva este foarte mică. E, nu e nu e foarte că nu mai e nevoie de argumentare aici. Îmi doresc foarte mult nevoie de bază pentru oameni. Îmi doresc să nu mai existe homelessness. Sunt țări care au reușit să eradice homelessness -ul. Sunt foarte multe țări în momentul ăsta care pot să eradice homelessness-ul. Știți cum eradicați homelessness-ul? Dai case la oameni. Sunt state care au făcut chestia asta, în momentul în care o moare casă, se duce să angajează, se să integrează în societate. Îmi doresc ca oamenii să aibă acces la mâncare, să nu moare de foame. Așa și așa mai departe. Nevoie de bază. Nevoie de bază pentru ce înseamnă să poți să supraviețuiești în această societate. Îmi doresc la locul de muncă sindicate și cooperative. Echei cât mai multă democrație la locul de muncă. Există exemple foarte de succes de sindicate peste tot în lume. Există exemple chiar și de cooperative de succes peste tot în lume. Cea mai celebră... Cred, dumneavoastră cred că ar trebui să o știți uh, vorba de Mondragon din Spania uh, care e nu știu, e în top 10 cele mai mari companii din Spania. Nu ține apărat la un model anume, adică văd și pros și cons la mai multe chestii dar îmi doresc cât mai multă democrație la locul de muncă pentru că mi se pare stupid că noi în viața de zi cu zi ne mințim că trăim într-o democrație și vai ce democratici suntem și vai ce liberi suntem și câtă libertate avem, dar 8 ore pe zi ne sclavește un șef. Eu îmi doresc cât mai multă democrație la locul de muncă și asta începe cu sindicate. Ce mai îmi doresc? Nu îmi doresc entități private în sănătate, în educație, în armată sau în alte industrie cruciale pentru, pentru un stat. Da, deci nu-mi place privatul în sănătate, nu-mi nu plac școlile private, uh, nu-mi plac în general chestiile care sunt atât de cruciale pentru un stat și în care poți să sar coada la acele chestii cruciale care trebuie să. Rămână, sau pot să fie controlate prin bani. Ce bă, oaie. Vreau. Adresarea urgentă a încălzirii globale. Noi ca țară suntem printre cele mai afectate țări din Europa de încălzirea globală. Dunarea este aproape secată în multe părți ale României o să belim carasul grupa mare. Îmi doresc foarte tare și foarte urgent adresarea acestei probleme. Știu că domnul Tram nu crede în această, în această problematică, bănuiesc că nici dumneavoastră, domnule Mihail Neamțu, dar eu vă zic că este o problemă reală care o să ne afecteze major în următorii 10-20 de ani. Ridica standardul educației și sănătății până la cer, asta e de la sine înțeles. Mi se pare că ar să fie top, top 2 cele mai importante are de investiții în, în tot ce înseamnă un, un stat cu ideologie stângistă. Îmi doresc mai puțină economie de consum, doresc mai mult export și cooperare cu state vecine, pentru, na, pentru ce nu știe, economia de consum este cea în care trăim acum, în care dacă ne oprim toți din consumat, se prăbușește toată țara și intrăm cu toți în faliment. E dacă nu mai cumpărăm de la Mega, dacă nu ne mai tundem, dacă nu mai ne dăm cu mașina și așa mai departe, se prăbușește toată țara, pentru că nu mai avem industrie, nu avem ce să exportăm, nu avem, ce, avem bani să importăm, suntem vai morții noștri. Asta este o economie de consum clasic, capitalist urbată îmi doresc foarte tare un sistem progresiv de taxare care să fie din ce în ce mai agresiv cu uh, oamenii bogați ai acestei țări. Oamenii care câștigă foarte puțin bani să fie taxați extrem de puțin spre deloc și să se bucure de aceleași privilegii ca cu oamenii bogați. Și oamenii bogați să fie taxați foarte, foarte agresiv tocmai pentru a arăta faptul că ai câștigat la, mă, în sistemul despre care vorbim. Dar presupunând că s-ar implementa sistemul progresiv de taxare în capitalism, la X sumă, că nu știu să mă pricep acum să zic, zicem bravo, ai câștigat la capitalism, formă dai 90% la stat. Îmi doresc o să vă surprind de domnul domnule Neamțu dar uh, sunt foarte pro-antreprenoriat n-am absolut nicio problemă cu antreprenoriatul în schimb am o problemă cu antreprenoriatul în cazul în care nu este axat pe beneficii reale aduse omului am o problemă cu antreprenoriatul bazat pe speculă, pe dropshipping, pe uh, exploatat oameni din alte țări ca să faci profit pe căi lor aici și așa mai departe, lucru care este majoritatea economiei uh, României în ziua de astăzi uh, sunt foarte pro-antreprenoriat cred că fiecare om ar trebui să-și găsească, dacă dacă își dorește chestia asta, să-și găsească independența în antreprenoriat, atâta timp, din punctul meu de vedere, cât aduce beneficii reale omului și nu este o speculă infectă și, și mizerabilă. Doresc foarte tare democrație reală. Îmi doresc foarte tare să nu mai fie două partide. Uite că e valabil și în America, domnul Neamțu. Îmi doresc foarte tare, dar și în România cu PNL și PSD. Îmi doresc foarte tare să nu mai existe doar două partide care își schimbă ștafeta între ele și să fie coborâte toate pragurile, eliminate de fapt, toate pragurile de intrat în politică. Și mă îmi doresc la finalul zilei să fim cu toții puțin mai egali unii cu alții. Nu cred absolut deloc că se poate atinge mai ca să le place la toți la toți ăștia de, așa de, așa de dreapta. Oh, dar nu se poate atinge niciodată, domne egalitate, așa este, sunt total de acord întotdeauna o să existe inegalități pentru că inegalitățile se formează constant chiar și în momentul în care, adică că se inventează constant inegalități și la ala dar, dar, îmi doresc o societate puțin mai egală dar este o societate puțin mai egală. Da, uh, am vrut să-mi asta ca să-i ofer o agendă domnului Neamțu și ca să mai, uh, ca să mai fac un, uh, un update pentru toți uh, oamenii care sunt curioși de orientările mele politice. Altceva, atâta, domnule Neamțu, vă aștept la dezbatere și uh, foarte important, ca de foarte mult timp, nu știu dacă știți, dar noi doi am fost colegi la Herbalife în aceeași perioadă. Eu aveam 16 ani, dumneavoastră aveți cât aveți, 30 și. Noi de am fost colegi la Herbalife. Am fost în aceeași perioadă de timp membri Herbalife. Eu personal am stat gen 3 luni, că mi-am dat seama, uh, mi dat seama ce e acolo. Dumneavoastră asta cât a stat? Și voiam să vă întreb dacă puteți să-mi ziceți și mie unde mai găsesc pudră de aia proteică cu vanilie, aia de la Herbalife. Că nu mai găsesc în morții și era super bună. Dacă știți să-mi ziceți dumneavoastră, poate mai aveți pe acasă. De unde am zis dumneavoastră că ați urcat moșii babe pe cantarul la unde le mințeați Ce despre faci, greutatea, bă, despre, cum, le, cum îi zice, despre uh, BMI mai și uh, găsimea oaselor și până. Și dumneavoastră ați făcut de alea? De fapt știu că ați făcut, că așa se intră. Bă, să-mi ziceți mie dacă știți unde mai găsesc pudrea aia proteică sau dacă mai aveți dumneavoastră pe acasă să merge și mie la dezbatere. Cam asta ar fi.